Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. De fapt, două emisiuni în seara asta. Avem o primă emisiune în care invitatele mele sunt Simona Florescu și Ioana Dichiseanu. Putem să arătăm, o să le vedem, da? Să tot facem emisiuni cu două zâmbete atât de frumoase, ca să nu o spunem mai mult. Mulțumim! O să vedeți despre ce e vorba. E vorba de un eveniment cu totul special. Și cea de-a doua emisiune, după orele 20, începând cu orele 20, domnul Peter Roman a fost premier al României. Doamnelor, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! V-a pus un scaun sau fata dumneavoastră s-a înălțat între timp și ne-a lăsat? Mai înaltă, da. Vreau să le povestesc celor care ne urmăresc despre acest eveniment cu totul special. Eu mă bucur că faceți asta pentru că știu, cum să zic, familii care au avut în mijlocul lor personalități mari de tot și au uitat cum au crescut, unde au crescut și așa mai departe. Sau poate nu, pentru că e, că e greu să drum destul de nevoios. Trebuie să găsești oamenii care să-și dorească exact ceea ce ne dorim noi. Oamenii potriviți la momentul potrivit. Da. Și cred că acesta a fost atul nostru sau șansa noastră. Oricum, oricare ar fi atul vostru, știu cât de greu e să faci asta. În ziua de astăzi vin și faceți asta în memoria celui care a fost actorul, să spun, cu totul și cu totul special. Dar noi vrem să-i asigurăm nemurirea. Să nu mă lasă să spun numele. Puteți să spuneți dumneavoastră despre cine e vorba? Că nu, eu vă las vreau să spun. Nu-mi permit luxul ăsta. Adică, nu știu, toate aparițiile, toate astea, mi se păreau că venea dintr-o altă lume. Cred că nici n-am mai avut loc în lumea asta la ceea ce se întâmplă astăzi, nu? Așa este. Câteodată poate chiar spunea că da. Are momente când nu se mai regăsește, că el oricum era un om extrem de sensibil și de emotiv, chiar dacă nu părea, dar știa să ascundă, fiind artist și cu experiență, știa să mascheze emoțiile și cât avea momente și de introvertire. Dar, da, avea momente când nu prea se mai regăsea în lumea era asta. Era și un sentimental și, da. Din păcate, fire observăm că asta zic, că nu se sentimentalismul mai... ăsta a început. Sentimentalismul să și dumneavoastră vorbiți despre sentimente în ziua de azi. Când materialul e... muzica actuală. Știu cât de greu e să faceți un festival, mai ales când vine vorba despre memoria cuiva atât de apropiat. Că vă gândiți... de 1000 de ori să faceți totul, să fie perfect și așa mai departe. Și e greu când e vorba despre bani, ca să vorbim pe românește, pentru că sunt mulți care promit, da, facem ce idee extraordinară, exact. Și când nu mai răspund la telefon. Da. S-a întâmplat mie de multe ori, stați liniștit, adică nu e nicio problemă. Norocul vostru a fost că acolo, la Giud, este un primar cu totul... extraordinar, un băiat. Chiar păi vreau să vorbiți despre asta, despre cum v-a ajutat, ce a însemnat festivalul, ca să nu mai intervin eu. Vă rog. Este un om care își dorește să promoveze cultura. Ceea ce mie în ziua de astăzi mi se pare ușor anapoda, pentru că este contra vremurilor pe care le trăim. Corect. Și își dorește foarte mult să aducă în prim plan toate valorile și nu doar cei care au pornit din Adjud. Tot ceea în general, ce înseamnă exact teatru, film, muzică, pentru că și asta Doamne înseamnă ajută, că totuși Ion Dichiseanu. Ce populație și are pentru Adjud? Toate vârstele. Nici nu știu ce populație. E un oraș, un oraș mic. Da, e adevărat să faci asta. Nu, dar oamenii nu înțeleg că în modul ăsta schimbe atât de mult o localitate, un și oraș, un orașel. Și cu totul, mentalități, oamenii se schimbă. Când e vorba de frumos, cred că ne schimbăm cu toții, nu? Așa este, așa este. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Da. Păi era suficient să mergeți voi două acolo pe scenă, să vorbiți despre memoria celui care a fost Ion Dichiseanu. Și cred că, serios, cucerați publicul. Dar eu nu exagerez, sincer. Este un public minunat. Chiar și ăsta este un noroc. Sunt că foarte este un primitor public dornic și de spectacole. Noi am fost la sălile, foarte... la piesele de teatru și au cumpărat bilete. A fost full. Extraordinar. Da. Dacă e un festival și de teatru și de... film și muzică. Și de muzică, da. L-am văzut în multe...
momente cântând pe da, Ion exact. Bichiseanu. Și tu ai moștenit chestia asta? Sau și de la maică ta? Cred că și de la mama și de la... Ai luat de la, și de la unul și celălalt. A știut vreodată, a zubrit vreodată, apropo, atunci când trăia despre un lucru de genul ăsta, că e greu să vorbești acum. Și fiimea, dacă vine la mine să spună, băi, că după ce nu... Bine, fiimea face alte glume, nu mai reușite, spune că o să scoată o carte și o să spună cine a fost cu adevărat Marius Tucă și că scoate bani din aia și nu știu ce. Ați vorbit vreodată despre asta? Nu. Nu, dar înainte de celebra pandemie, aveam Academia Ion Dichiseanu, unde eu predam canto. Ioana preda actorie și Dichi era supervizorul, stătea în umbră și... Superstarul. Superstar, și supervizor și superstar. De management sau partea administrativă, ca să spun era așa, cineva se, care da, se ocupa altcineva. Da. Noi eram da. Pe partea Dar artistică. Era foarte încântat de idee. Da. Și până la urmă s-a închis pentru că nu mai erau bani de unde să se plătească chiria acolo, și așa mai departe. Locație și... Da. Păi nu vedeți că Nadia Comăneci, de exemplu, n-a reușit să facă o școală de gimnastică în România, în țara ei? Nadia da. Comăneci. Ilie Năstase n-a reușit e să facă trist. Și așa mai departe. Da. Adică e dureros. Numărul da. Unu fiecare și an de zi în toată lumea. Nu știu de ce avem chestia asta de a ne renega valorile, de a... Nu știu, de a... Da, în momentul în care se ridică cineva, dar dai cu pietre. Dar nu e doar de acum. E să dintotdeauna. Să ne aducem aminte de Brâncuș, de George Enescu, da. Toți cei care să au spunem că era vremea, că era comunism, că era, hai să spunem, da? Păi și atunci, și într-una generații de sacrificiu, ne-am săturat de atâta sacrificiu. Generațiile, toate generații sunt generații de sacrificiu. Deci o lume extraordinară, da. Încântată de ceea ce e acolo. Da. A fost a doua ediție, nu? A doua ediție da. Și mult mai frumoasă decât păi, prima ce a însemnat ediție? Aceasta a doua ediție? Vă rog să spun, să vorbiți voi. A însemnat o piesă de teatru care a venit de la Teatrul Notara. A însemnat One Man Aproape Show. Piesa de show. Teatru de la Notara a fost Fazanul. Și anul trecut. Fazanul în care s-a jucat în prima seară, mi se pare, sau în a doua. În prima seară. A fost One Man Aproape Show cu Pavel Bartoș, lansarea albumului meu de Fado, difuzarea filmelor, toate pânzele sus, clipa. Extraordinar. Și un vernisaj cu fotografii, o expoziție, o mică expoziție cu câteva dintre premiile, diplomele, medaliile obținute de tata. Apoi chiar și un costum dintr-un film. Da. Da. Spectacolul muzical și spectacolul grandios. Muzical cu Mirabela Dauer, da. Daniela Condurache, George Rotaru, noi și numitele și Anastasia. Da. Și ultima apoi... seară a fost întâlnirea cu Florin Piersic. Poftim. Deci da. A fost adică n-am mai văzut atâți artiști din Agiud, cred că n-au văzut niciodată. Atiști atât de mari și... La un loc așa, la un loc, da, pe metru pătrat. Asta spun. Nu, și în orașul lor. Nu cred că a venit. Da, uite, un lucru extraordinar și mă bucur că... Cât ați muncit pentru festivalul de anul ăsta? Noi, practic, nu am muncit. Nu noi pentru am că muncit. Altcineva se ocupă... Păi, e adevărat că se ocupă altcineva, dar... E sub, dar venim cu idei, cu, venim păi, asta cu... Spuneam. Adică muncim și noi cot la cot, măcar la nivel intelectual. Cât se muncește? Hai să vă cu vreo jumătate de an înainte, dacă nu chiar... Pentru câteva zile de festival. Da. Și pentru ediția următoare o să trebuiască să ne ocupăm mult mai înainte, pentru că am avut probleme cu invitații. Ei au agendele foarte încărcate. Da, dar și te trezești că nu da, pun. Și da, și n-am reușit. Știu asta că de la Festivalul de Teatru la Caracal, jumătate din spectacole nu au putut fi aduse dacă nu stabilești cu la fel, cu o jumătate da, de an înainte, te trezești mai că, înainte. Că e... Exact. Am văzut că ați venit aici în culise și cu nepoțica și cu fetița. Cu Anastasia. A fost și ea acolo? Da, a cântat alături de a cântat, da. A cântat, că ziceați mai devreme. Și știe, îi povestiți despre... Cum să nu? Da? Da. Ea își mai aduce aminte. Păi era foarte mică, era, nu? Avea 4 anișori. Dar și totuși își aduce aminte. Da, extraordinar. Și eu nu mi-aduc aminte nimic la 4 ani. Tot timpul spune că este da. Dor de Dichi. Ai mic. Tot timpul. Noi avem grijă întotdeauna să îi împrospătăm memoria. Să-i spune, să-i... Da. Amintiri și așa mai departe. Filmulețele noastre. Ei, da, că rămâne acasă. Și memoria asta și vizuală și poate să vadă în filme și așa mai departe. Asta e un lucru absolut extraordinar. Da,
Și dumneavoastră când vă apucați de film? Eu acum, de da, film? Păi da. Cu toate că am terminat facultatea de regie de film și televiziune, așa? Nu mă văd în această... Nu. Ok, atunci hai să vorbim despre primul... Eu sunt cu partea muzicală. Hai să vorbim despre primul album de muzică fadă din România. Ioana Dichiseanu a lansat acest album, O meu fado, adică se traduce... Fadoul meu. Fadoul meu. Da. E în limba portugheș, cum ar veni. Da. Doamne, am fost în Brazilia într-o vizită de asta și ascultam radio cum vorbeau portugheza aia. Da, e un alt dialect. Wow, deci nu era ceva... Dar ce mi se pare ciudat că Ioana are repertoriu și piese în limba franceză. Și nu pe acest album. Nu pe acest album. Și le cântă foarte corect. Și mi-a spus că pentru ea este mai dificilă limba franceză decât limba portugheză. Da, pentru că limba portugheză, uite, atunci când am fost în Brazilia, aveam un traducător și îl tot băteam pe la să traduc, să nu știu ce. Și mi-a zis că sunt foarte multe cuvinte comune din cele două limbi. Da. Au rădăcini cumva, da, care se întâlnesc avem. Undeva. Tu știi mai bine, da, dacă... Da, așa este. Zice cu... De unde? De ce fado? Când? Care? De ce fado îi datorez lui Adi, da? Soțul meu, da. Șeful el pe aici, fost, pe la noi. Da, el a fost cu ideea ca eu să încerc acest stil muzical. Serios? Da. El a sugerat... Adică da, știa vocea ta, adică îmi cunoștea vocea, îmi cunoștea timbrul și spunându-i că mi-e dor să cânt, să revin, să... Și am în același înțeleg. Timp îmi doresc să fac ceva diferit, nu ceea ce este pe piață. Cântai tu în corul celor cu aceleași... Exact. Da. O știi pe Ana Maura? E, cum să nu? Mura. Sunt și piese... Mura se citește? Da. Eu, sunt... Da, eu cum să scrie? Multe melodii. Da, da, sunt da, și da. Piese... Toate, pe album, toate da. Melodiile de pe acest album sunt cover-uri. După Ana Mura, Amalia Rodriguez, Mariza. Înțeles. Marile... Da. Oricum aici în România este foarte greu să găsești pe cineva care să-ți compună un fado. Este aproape imposibil. Pentru că trebuie și instrumentiști, începând cu chitara portugheză. Bine genul și ăsta genul muzical. Acesta, da, are niște păi tu cu cine crezi când te duci la... Dacă te duci și ții un recital? Cu doi chitariști portughezi. Cu portughezi? Da. Acum, de curând, am făcut rost de doi chitariști portughezi. Sunt trăiesc în România sau atunci nu, când... Nu, sunt chiar în Portugalia. A, și când ai un concert, dar te invii? Eu, nu, în general folosesc negativele pe care le-am am lucrat. Înțeles. Dar nu e aceeași păi atmosferă. Păi asta fado-ul, spun, fado e cu chitara lângă tine. Asta sunteți cumva invidioasă? Văd așa. Eu nu sunt invidioasă, sunt cea mai mândră. Cum să fiu invidioasă? De-aia am și întrebat, că am văzut așa. Asta, vroiam să spun că astăzi au postat cei de la Institutul Cultural de la Lisabona. Institutul Cultural Român. Că Ioana este invitată acolo să concerteze la casa Amaliei Rodriguez. Acolo a fost Dichi în ce an? Nu mai bravo, știu. Dichi Seanu. Chiar. Acolo a fost Dichi invitat de Amalia Rodriguez la ea acasă. Deci înseamnă și totuși o personalitate puternică a lui, cum a fost Dichi Seanu. Adică îți face pe jumătate drumul, sincer. Da, nu exact așa este, exact asta am spus. Da. Exact la asta chiar ne-am gândit. Mă emoționează ideea asta, știi că lasă în urma lui nu numai memoria, nu numai amintirile, ci și personalitatea lui care te ajută să mergi mai departe, ți arată drumul într-un fel sau altul. Deci vei cânta acolo. Da, ai da. Emoții că vei cânta? Mari, are. Mari, și eu pentru că ei sunt... Semen cu taică tu. Da. Bine, nu că mama n-ar fi emotivă, dar ea e ceva mai cerebrală. O văd că e mai sigură. Da, da, adică da. Hai da, să da. Fim serioși. Ne termină pe amândoi. Dacă, cineva trebuie dacă să pune mintea... Ne... Țină... Eu sunt și într-o zodie din asta mai... Ce de pământean, așa, sunt fecioară. Nu e nimeni perfect, doamnă. Eu spun că atâta timp cât există zodia gemeni, toate celelalte zodii sunt bune. Eu am spun că balanța e cea mai bună zodie. Ascendentul e în gemeni. Și Dichi avea ascendentul în gemeni. Asta spun că e greu și cu zodiile astea. Deci ai emoții că vei cânta fado acolo. Foarte mari emoții, dar cred eu și sper să fie emoții constructive. Nu se poate altfel. Trebuie, Ana, dar avem să dăm cumva pe dedesubt ceva din ce cântă Ioana? Putem găsi chestia asta sau... Dacă se găsește, nu vreau să deranjez, cât aveți și voi pe cap. Da, mi se pare incredibil. Am aflat chestia asta cu fado și zic, da, n-am auzit pe cineva în România să cânte. Dar de ce oare?
E un gen mai nișat și nu prinde atât de ușor. Adică eu ce am ales pe albumul acesta este de fapt o selecție din cele mai populare, melodii, exact, mai populare piese, mai de... aproape de nu comercial. Nu toată lumea înțelege, mai ales aici la noi. Și acolo este, nici mie nu-mi plac toate acolo melodiile. Acolo cei care cântă fado sunt foarte respectați. Adică în clipa când stai cu tacâmurile și cu mâncarea în față, când a intrat solistul... La revedere, lași acolo. Nu, la noi abia atunci încep să, exact, să tai friptura asta, exact, din șchita. E, pentru ei muzica fado este ceva sfânt. Și dumneavoastră, în activitatea repertorială? Eu cu muzica ușoară românească, internațională. Da? Da, ne-am întors de la mare, că avem acolo pe litoral în fiecare an. Cântați acolo? De 8 ani sunt cânt acolo și mai nou și Ioana mi este colegă de scenă. Și spuneți-mi, apropo de public, da? Cântați, bănuiesc, într-o grădină de vară, într-un restaurant, super, undeva. Da. Super, se practică. Mari artiști au făcut asta. Da. Mi-aduc aminte, la un moment dat erau niște amintiri, am făcut o ediție de colecție cu Dona Dumitru Siminică. Cânta la mare, o voce fabuloasă. Dar n-ai legătură cu vocea ta vorbită. Da, știu. Zici că e cu tot o altă voce. Mi s-a mai spus. Încet, un pic serios. S-a schimbat publicul? S-a schimbat lumea când vine vorba de muzică ușoară? Nu. România a trăit ani și ani. Nu, sunt atât de dornici și ies și dansează. Asta ne bucură pe noi cel mai mult când îi vedem că dansează și... A fost plină terasa zilele astea. E o chestie de nostalgie, le place pur și simplu. Da, și o chestie de nostalgie. Da. Pentru că noi avem în repertoriu și piesele vechi românești și din repertoriul internațional. Adevărul e că dacă merg acum în cluburile astea, cum se spune, marile artiste, Mirabela Daur, că vorbeați de ea și așa mai departe, e prăpăd, adică lumea se vede asta. Chiar e dornică, da. Care este explicația? Cam în 200 de artiste, că muzica ușoară românească nu mai există. Ba, eu cred că există, dar cred că sunt alte lucruri care fac promovările și jocurile. Ioana, s-a schimbat lumea după 89, da? A venit revoluția, multă muzică, radiouri și așa mai departe. Dar uite că italienii țin în continuare Sanremo. Da. La noi nu la se noi mai nu întâmplă. Mai există nici Mamaia, nici Cerbul de Aur. Păi ce vorbeam mai devreme, de bani și de oameni care să-și dorească. Pentru că eu cred că dacă primăria Constanței, nu știu de cine aparține teatrul... Adică tot un om care sfințește locul să vină, exact, un primar, să vină un consiliu de ce să facă așa ceva, să refacă. N-ați văzut cum arată grădina, serios, de vară unde se ținea festivalul? Asta spun eu. Este cred că dacă cineva ar investi bani și s-ar face anul ăsta festivalul, mai cred că ar fi nebunie. Cred că ar fi, da. Sincer vă spun, fără... Știu, merg pe instinctul meu, sunt convins de asta. Și eu sunt convins. Adică să se întâmple cum se întâmplă atunci, sunt câteva recitaluri cu mari artiști, da, de muzică ușoară, cred că ar fi o nebunie. Da. Sincer. Da, așa adică e. Eu ascult un fel de muzică, muzică rock, mă rog, și așa mai departe, dar sunt convins... Adică sunt convins. Cu siguranță mai duce. La festivalul de la Mamaia se cântau și melodii rock. Adică este o oră de lansare. Muzică ușoară, poate mai ritmată și așa mai departe. Da, uite, aici noi românii suntem repetenți de-a dreptul. Da, așa este. Uite, eu urmăresc cu plăcere festivalul de la Sanremo. Aștept să-l văd, chit că nu înțeleg mare lucru din ce povestesc prezentatorii. Bun, dar muzica, dar atmosfera și tot ce acolo este. Anul acesta i-am văzut pe Albano, Gianni Morandi și a mai fost încă un nume mare italian. Celentano. Au făcut, nu Celentano, nu mai știu, dar ei trei au făcut o seară de și neuitat. Și în continuare sunt mari, ați văzut ca mari artiști acolo și respectați. Și respectați. Da, la noi a cam pierit asta. La noi a pierit respectul pentru orice, e adevărat. Ce vă propuneți, că mai avem 2-3 minute, pentru festivalul, pentru ediția a treia festivalului Ioan Chiseanu? Ne propunem să fie și mai frumos. Avem noroc că primarul de acolo, domnul Florin Nechifor,
Amintiți să-i fie numele, că e important. Spus că ne-a asigurat că atâta vreme cât el este acolo primar, cu siguranță festivalul va avea loc. Asta face și el, Olguța Vasilescu, iertați-mă doar o secundă, la Craiova, cu festivalul Adrian Păunescu, și e important ca oamenii care sunt primari în orașele astea și de unde au plecat mari personalități. Să accepte și să ajute cumva. Să ajute până la urmă, că e o chestie. Și vrem să fie ediții și mai frumoase, să plece toată lumea fericită, mulțumită. Noi ne bucurăm de colaborarea cu Andrei Giurgia cei de la Artist, pentru că ei au experiență, cred că de cel puțin 15 ani, exact, pe festivalul. Ei chiar realizează evenimente foarte, foarte frumoase. Ai cântat Fado acolo? Da. Da? Da. Și l-a ajuns să cânt Fado? Nu, eu nu, îți dai seama. În prima ediție n-am cântat Fado, în prima ediție am cântat, a fost un moment mai emoționant, așa, am cântat Strada, pe care am cântat-o cu tata, și o melodie pe care am reorchestrat-o, pe care și-ar fi dorit el să o cântase, refacă. Și anul acesta am cântat Fado și am cântat o melodie și cu Anastasia și a primit aplauze la scenă deschisă. Extraordinar. Nu mă gândeam la Ajut Fado. E ok, până la urmă ce? Spune-mi, te rog, când are loc evenimentul de la Lisabona, da? 29 iunie. 29 iunie, Institutul Cultural Român organizează la Casa Amaliei Rodriguez. Da. Bun, cei care ne urmăresc, că sunt foarte mulți care acum suntem peste tot și pe YouTube. Așa, și pe... mai vrea să consemnez ceva. Ce ți-am zis? Mi-am adus aminte. Așa. Că foarte multă lume își imaginează că noi ne îmbogățim și avem niște beneficii materiale de pe urma festivalului. Nu. Deci nu am luat și nu dar am vrut să luăm eu chestia asta. Leuț. Sunt, eram convins, dar, de asta nu trebuia să-mi spuneți. Dar vrem ca că v-am controlat portofelele înainte să văd dacă e. Când faci ceva în memoria cuiva, când faci ceva în păstrarea amintirii cuiva, e ultimul lucru materiale la care se pregândește. Și... Așa e. Nici nu prea mă rog, se cuvine. Cu toate că, păi nu se cuvine, dar sunt mulți care trăiesc din asta într-un fel sau altul făcând bani. Noi doamnelor, vă mulțumesc din suflet că ați venit. Și noi mulțumim. Înainte de toate v-am spus, dacă vă duceți amândouă pe scenă acolo cu cele zâmbete aia la jos, săraci, adică nu, trebuie să nu mai trebuie spus nimic. Plus că sunteți și voi la rândul vostru artiste. Mulțumesc mult că ați venit și noi felicitări pentru că faceți un lucru absolut extraordinar și mă bucur că faceți. Vă țin pumnii pentru festivalul anul. Și baftă, Ioana, la pe 29 iunie la Lisabona. Lasă veniți, emoțiile, că vine mai cătași. Da, exact. Să-mi dă un ghiot. La anul să veniți acolo cât la festival, să povestim. Cât timp fac până la... Eu n-am mai trecut de arcul de triunghi de mulțumesc. Cât timp faci cu mașina până la Ajut? Sunt vreo 3 ore. Hai că nu e la capăt. Nu e chiar așa. Dacă vine invitat și să dă și cum e, o masă caldă din partea organizatorilor. Mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim. Și noi mulțumim. Numai bine, baftă în continuare și felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți. Mulțumim. Cu mare drag că ați putut veni. Luăm o pauză, ne pregătim și urmează o nouă emisiune această seară cu domnul Peter Roman, fost prim-ministru al României.